2 ani de zile de la înființare această performanță. Nu este ușor. Eu zic că întotdeauna trebuie să plecăm de jos și trebuie să fim mic ca să fim mare. Să punem cărămidă cu cărămidă și vrem și noi să profităm de acest moment și să ne bucurăm astăzi, că de mâine trebuie să ne gândim la alt proiect, la alt step, la alt nivel. Ce urmează? Păi asta vreau să vă zic, că astăzi vrem să ne bucurăm, de mâine începem altă gândire, e altceva, Liga 1 e altceva, jucătoare, noi ne gândim la un proiect de 3-4 ani, deci nu este un proiect de un an, așa că sper ca toți care ne-au susținut să ne susțină mai mult și să găsim oameni care să ne ajute mai mult la nivelul acesta. Sunteți printre puținii sportivi de top care, după ce au avut o carieră fulminantă, iată, investesc în sportul în care au fost cunoscuți. Ce în spate însă, cât e de greu? Este foarte greu, într-adevăr, chiar le ziceam și la fete, ce ușor este să fii jucător. În afara terenului, clar că este altceva ca și staff, ca și manager. Trebuie să te gândești la mult mai multe lucruri, dar sunt fericită, mie întotdeauna mi-a plăcut să am challenge-uri mult mai mari și atunci și acesta a fost pentru mine un challenge. Întotdeauna mi-a plăcut organizarea, deci vreau să și cred că sunt obligată să dau volei ceea ce și el mi-a dat mie. Scoate și din buzunar propriu? Păi întotdeauna se scoate și din buzunar propriu, dar eu zic că merită. Trebuie să ne gândim la volei nostru românesc, să-l facem să crește mai mult cu tinere și ne-am avut multe tinere, Craiova la fel, și celelalte echipe și de ce nu toată țara să investim mai mult în categoriile de bază ca să putem să creștem și să aducem volei la un alt nivel și divizia B să fie mai multe echipe și divizia A să fie mai puternice și cu mai multe românce ca să putem să ajungem la echipa națională și să ne vadă lumea mondială a volei și europeană cu româncele noastre. Tot a zis de Craiova, să nu zicem un derby, dar devine o întâlnire, să devine o tradiție, așa, Craiova-Turda? Cred că este o tradiție. Noi ne-am simțit aici acasă, ca acasă. Vă mulțumim pentru ospitalitate. Mă bucur și vă felicit că și voi ați făcut un campionat extraordinar. Și de ce nu să ne vedem în Serie A cu un derby bun. Revenim la partida de azi, ținând cont că în primele două meciuri nu ați făcut jocuri strălucite, ați avut mari emoții, ați putut dormi azi noapte, nu știu, cum ați trăit și timpul de dinainte? Într-adevăr, am jucat foarte rău cu Craiova, am jucat așa și așa, e și cu Mioveni, dar ne-am mobilizat. Eu întotdeauna le-am zis fetelor și împreună cu stafful că valorile se văd și caracterul se vede în momentul în care ești pus în dificultate. Și într-adevăr, fetele au avut caracter. Noi, de la începutul acestui proiect, am încercat să aleg întotdeauna jucătoare care au caracter, staff care are caracter, care în momentele dificile, pentru că dacă este ușor și jucăm bine, totul merge bine, dar în momentele astea se vede echipa, se vede uniunea și, într-adevăr, n-a fost ușor, n-am dormit nopțile și fetele au zis că n-au dormit și eu la fel, dar am încercat să facem tot felul de motivație ca să putem să le dăm fetelor și o presiune, dar și o liniște ca să poată să prezinte astăzi un joc care, într-adevăr, astăzi am jucat mai bine. Mulțumim!